Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. V-ați întrebat vreodată de ce tinerii nu recunosc România ca fiindu-le patrie ocrotitoare? Haideți să vedem ce se întâmplă. Noroc cu presa germană că mai aflăm și noi ce mai avem pe acasă valoros. Pentru că presa noastră, fiind aservită unor interese de anumită factură, se subînțelege, nu mai are timp de așa ceva. Stau anumiți formatorii de opinie pe la diverse televiziuni, pe post de tonomat, și vorba cuiva așteaptă să li se mai introducă câte o fisă în gură. Cu așa presă, ce așteptări mai putem avea? Tăcere și trădare perpetuă. Adevărații criminali ai ultimelor 3 decenii, dezastru pentru viitor. Am să vă prezint vești de la alții despre tinerii minunați plecați din România, cu informații preluate din presa germană. Știri trecute cu bună știință în categoria asta nu se publică. De ce se întâmplă așa? Se întâmplă pentru că întreaga presă este strict controlată. Pentru că tot ce se adresează publicului larg, cu excepția unei mici părți a online-ului, este cernut atent de personaje invizibile nouă, mereu neștiute, mereu în umbră. Ele sunt acelea care, de acolo, de sub pavăza anonimatului, îmbuibă presa cu informații în care sunt meșteșugit ascunse, de cele mai multe ori în subliminal, mesaje menite să sădească neliniște, teamă, nesiguranța pentru ziua de mâine, perspectiva prăbușirii iminente în neanta țării, ura nepotolită față de cel de lângă tine și venerația pentru obiceiurile nesănătoase, vulgaritatea, slăvirea nemăsurată a trădătorilor și incriminarea adevăraților patrioți, avantajele pe care le aduce supușenia tăcută și pericolele ce ne pasc din cauza mândriei de a fi român, respectul exacerbat pentru străini și totodată desconsiderarea adâncă pentru tot ce este neaoș românesc. Ați citit undeva sau ați auzit din gura vreunui propagator de știri televizate despre Timea Petrescu, o copilă de 12 ani, născută la Craiova, care are un IQ de 162 de puncte? La IQ de 140 ești considerat geniu. Fata a fost acceptată în grupul restrâns al celor mai deștepți oameni de pe planetă. Dar despre cei 3 liceeni români, Alexandru Radac, Daniel Marpozan și Codrin Muntean din Sibiu, care au câștigat medalia de aur la robotică, secțiunea Olimpiadei Geniilor, concurs organizat de către Oswego State University din New York, v-a spus cineva că cei 3 au creat un revoluționar robot pompier menit să salveze oamenii dintr-un incendiu, fără să pună în pericol viața salvatorilor și un extrem de eficient sistem inteligent de economisire a energiei electrice în locuință? În legătură cu elevul român Norbert Cherezeni, născut la Sighetul Marmației, ați văzut scris pe undeva? Ați auzit a se aminti despre el printre sutele de breaking news-uri devastatoare ale vreunei emisiuni de știri? Oricât v-ați strădui, nu. De ce ar fi trebuit să-i știți numele? Fiindcă, fapt uimitor în lumea universitară italiană, el, un român, a intrat primul dintre 60.000 de candidați la Facultatea de Medicină a Universității din Milano. Ați auzit rostit numele Mihaela Florea la vreo televiziune care transmite necontenit 24 de ore din 24, 365 de zile pe an? Ori l-ați citit tipărit pe undeva, eventual în ultima pagină a vreunei fițuici cu pretenții de jurnal? Desigur nu. De ce este important numele ei? Mihaela Florea, în vârstă de 18 ani, din Brăila, a câștigat campionatul mondial Microsoft Office Specialist 2019, secțiunea Excel. La campionatul mondial, cum este normal, au participat cei mai talentați informaticieni de pe planetă. Nicăieri în presa românească nu veți afla numele româncei, absolventă a extrem de puțin promovatului Colegiu Național Gheorghe M. Murgoci.
Pentru ziarele românești, aproape în totalitate ticluite în redacții aparținând unor alogeni prea puțin interesați de valorile autohtone, Mihaela este un nimeni în comparație cu Adelina Pestrițu, Carmen de la Sălciua, Alina Plugaru sau Sexy Brăileanca. V-a informat cumva cineva din media românească despre Ștefan Pricopie? De ce ar fi trebuit să-i cunoaștem numele? Fiindcă românul Ștefan Pricopie, absolvent al Universității Manchester, a câștigat anul acesta la secțiunea Economie unul dintre cele mai prestigioase premii de pe planetă, Global Awards 2020, cunoscut ca și Premiul Nobel Junior. La competiție au participat peste 3400 de persoane, reprezentând 338 de universități din peste 50 de țări. Premiul va fi acordat a doua zi după alegeri. Credeți că veți auzi în acea zi, devenită importantă pentru România, datorită lui, măcar în șoaptă, rostit numele lui Ștefan Pricopie? Dacă da, vă amăgiți amarnic. Semidocții Iohannis și Orban sunt mult mai importanți. Ce importanță are, rostește grandomanul întronat pe scaun de președinte când e vorba de cel mic. Și uite așa ratează șansa să devină mai înțelept, să-și lărgească orizontul cunoașterii. Vă interesează despre ce era vorba în teza de licență cu care Ștefan a câștigat Premiul Nobel Junior? Dacă da, aflați că trata tematica extrem de importantă a învățământului public și a fenomenului de brain drain, adică se înaintau soluții inovative pentru unul dintre cele mai criticate sisteme ale educației, inclusiv în România, învățământul public. S-a apreciat că teza tânărului român deschidea noi perspective privitoare la metodele prin care poate fi adusă pe linia de plutire, prin învățământul public, educația generațiilor viitoare. Deși este o direcție de interes maxim pentru educația românească, domeniul considerat a se afunda azi în mlaștina pestilențială a semidoctismului și măcinat de pericolul analfabetismului generalizat, nimeni de la noi nu s-a găsit interesat de ideile tânărului Pricopie. Ce este fenomenul brain drain analizat în teza studentului român? În traducere directă, exodul de creiere, acest fenomen reprezintă una dintre cele mai devastatoare realități cu care se confruntă România de 3 decenii. Cât de pustiitor este acest fenomen pentru noi? Pentru a răspunde, ar fi probabil suficient dacă aș preciza că, cu o singură excepție, toți românii eminenți nominalizați nu mai trăiesc astăzi în România. Sunt creiere tinere luate cu putere de valul de tsunami al exodului românesc. Sunt creiere alungate de noi cu bună știință. Sunt semne incontestabile ale geniului acestui popor, împrăștiat în lumea largă cu o inconștiență criminală. Sunt semințe fertile ale viitorului României, pe care conducătorii noștri semidocți, trădători din fire, ori cumpărați pe un pumn de arginți, le-au risipit în cele 4 zări cu nesimțirea specifică politicianului român. Interesează pe cineva din România teza lui Ștefan Pricopie? Sau a stat vreo oficialitate de vorbă cu unul dintre geniile amintite, aparținând încă acestei țări și care sunt tineri aflați pe calea de a fi absorbiți de o altă cultură? Nu! Cei 26 de miniștri ai educației din ultimii 30 de ani se schimbă precum ciorapii fără să lase nimic în urma lor, cu excepția mirosului pestilențial, specific oricărui ciorap murdar, miros care se răspândește rapid în întregul sistem educațional românesc. Voi aminti și despre Alexa Tudose, o elevă în ultimul an la Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești. O tânără despre care, de asemenea, aproape nicăieri nu s-a scris sau vorbit. De ce Alexa Tudose? Pentru că ea a cucerit în septembrie anul acesta medalia de aur la Balcaniada de informatică. Este singura dată în istoria Balcaniadei când medalia de aur
este atribuită unei fete. La concurs au participat 52 de tineri informaticieni de viitor din 11 țări. De ce mai este important să vorbim despre Alexa? Pentru că, asemenea altor copii supradotați de vârsta ei, nici Alexa nu va rămâne în România. Ea a decis să plece în Marea Britanie, unde timp de 6 ani va urma cursurile Universității Oxford. Se va mai întoarce? Nimeni nu poate ști azi. Ceea ce cunoaștem cu siguranță este că șansele revenirii sunt sub 5%. Am dat numai câteva exemple de tineri excepționali pe care cineva nu dorește să-i cunoaștem, nu vrea să-i prețuim la adevărata lor valoare și ne interzice să ne apropiem de țară. Sunt numai câteva din miile de minți românești care luminează, precum stelele, intelectul planetei și ale căror nume, numai din vina noastră, le ignorăm. Sunt tinerii români pe care țara îi pierde definitiv, care vor înnobila prin capacitățile lor viața științifică, medicală sau artistică din altă parte, din țări care, pentru că știu să prețuiască și să păstreze valorile adevărate, ne sunt date exemplu de iluminare în istoria omenirii. Sunt tinerii români despre care forțe oculte nu vor să aflăm, a căror existență, talent și inteligență sunt trecute sub o vinovată tăcere, în timp ce mințile fragede ale generației care acum se ridică sunt inundate cu false repere. Și totuși, de ce ne pleacă valorile? De ce tinerii nu recunosc România ca fiindu-le patrie ocrotitoare, nu o percep ca pe o entitate protectoare, ca pe un sprijin în realizarea personală de plină? Răspunsul pentru ambele întrebări e simplu, atât de simplu. Aici, în această țară, nu se mai poate visa. Aici, în România noastră, a murit speranța, iar de aici, din România de azi, viitorul nu se mai vede. Și nu se mai vede pentru că a fost furat. Poate că vă veți întreba, pentru toate astea, unde sunt vinovații? Dragi prieteni, din păcate, nu cunoaștem autorul acestui material pe care vi l-am prezentat. L-am primit de la un prieten cu rugămintea de a-l aduce la cunoștința voastră, ceea ce am și făcut. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, numai bine! Pe curând!